Bună găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Mozaic Etnic, la un nou subiect de discuție. Așa cum obișnuim, în fiecare sâmbătă după amiază, dezbatem o temă, un subiect din aria aceasta etnoculturală dobrogeană, din această multitudine de culturi, extrage câte un subiect, fie că este un subiect a culturii tătare, un subiect al culturii armene, rusolipovenești sau bulgare. Astăzi am ales să vorbim despre cultura majoritară, cultura românească, pentru că recent s-au împlinit 125 de ani, comemorăm 125 de ani de la moartea poetului Mihai Eminescu. Așa cum știm foarte bine, ne-a influențat tuturor până la urmă educația și existența. Am ales să vorbim despre poetul național pentru că a avut un impact major asupra culturii române, asupra poeziei, asupra literaturii și, bineînțeles, asupra noastră ca popor, asupra noastră ca națiune, evident, și în definirea românismului nu putem să îl excludem pe Mihai Eminescu. Vorbim cu invitatele acestei ediții, doamna profesor dr. Olga Duțu, profesor de limbă română și binecunoscut dascăl Constanțean. La fel, binecunoscut dascăl Constanțean, este și doamna profesor Laura Văceanu, de asemenea profesor de limbă română și, bineînțeles, domniile lor au foarte multe preocupări de cultură și civilizație populară, cultură și civilizație românească, pe lângă îndrednicerea aceea de profesor de limbă română și de scriitor, de ce nu? Pentru că, la rândul domniilor lor, au scris cărți deosebite pe care noi astăzi le citim și ne încântă. Bună ziua, doamna Duțu, și mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea. Sărbăm la doamna Văceanu, mulțumesc că sunteți prezent în studio și, evident, ați rupt din timpul acesta de relax și de sâmbătă după amiază să vorbim despre Mihai Eminescu, despre cultura aceasta română, poezia pe care a scris-o și nu numai poezia, ci și opera aceasta fantastică. Și nu trebuie să uităm că Eminescu este un jurnalist, un gazetar al timpului său, care a avut o viziune deosebită despre ceea ce va deveni România, ce rol avea să joace România în istoria aceasta a modernității târzii. Vorbim de Eminescu pentru că în spațiul public apar puține și foarte firave consemnări ale evenimentului. Chiar am urmărit într-o oarecare măsură media constanțeană, aici colo au apărut câteva informații. Știu că dumneavoastră ați organizat împreună, deopotrivă cu doamna Laura Văceanu, un eveniment dedicat comemorării celor 125 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu, 15 iunie 1889, 15 iunie 2014. Să vorbim puțin despre el, unde a avut loc, cum s-a născut acest eveniment. Organizatorul evenimentului este Cenaclul Mihail Sadoveanu din cadrul Centrului Militar Constanța și meritul deosebit îl are coordonatorul Cenaclului, domnul Aurel Lăzăroiu, care și în anul anterior, în aceeași localitate, care are meritul de a-și fi dezvoltat un centru cultural și cu spațiu adecvat și cu oameni de cultură autentici, fie că e vorba de prozatorul Nelu Stanciu sau de poeta Daniela Varvara, de actori, de oameni de autentică valoare culturală implicați în marcarea unor evenimente importante. Și în ediția aceasta, dar și în cea anterioară, s-au centrat discuțiile și comunicările pe relația lui Eminescu cu spațiul dobrogean. Și țin minte că anul trecut am discutat despre contribuția lui Eminescu la salvarea Dobrogei. Sigur că nu da. Exagerez. A justificat de ce Dobrogea trebuia să fie... Printr-o foarte curajoasă campanie de presă a contracarat intențiile puterii ruse de a pune mâna, cum se spune popular, pe Dobrogea, pe gurile Dunării, oferind în schimb chipurile teritoriul Basarabiei. Eminescu a pledat deopotrivă pentru apartenența celor două regiuni la patria locuită de români, numă, sigur dată că da. Fiind vechimea locuitorilor și a civilizațiilor create pe aceste teritorii.
Și am citat din articole, știu că și dumneavoastră aveți o documentare serioasă pe tema aceasta care l-a preocupat pe Eminescu, și dacă Dobrogea a putut fi în 1878 alipită la țara mamă, îi se datorează în mare parte lui Eminescu. Și lui Eminescu, sigur că da. Anul acesta tema a fost tot Eminescu și Marea, Eminescu și Constanța. Și am putut cu prilejul acesta, după domnul Aurel Lăzăroiu, care a evocat momentul vizitei lui Eminescu în orașul nostru în iunie 1882 pentru tratament, a locuit în Dangleter, un hotel modern la vremea aceea. Pe fundația lui se află un alt hotel astăzi, intim, în zona peninsulară. Și există o placă care marchează momentul. Important este scrisoarea pe care, paradoxal, în 16 iunie 1882, el o adresează Veronicăi Micle, descriind orașul nostru. Și e foarte interesantă imaginea pe care Eminescu și-a făcut-o despre Constanța acelor vremuri, după ce vizitase Cernăuțiu, vizitase Iașu, Viena, Berlinul, București, unde deja trăia lui sigur. Și se pare un oraș modern, cu case frumos construite din piatră albă, cam scumpă viața, cam puțin turiști la data aceea, că era cam rece vremea, dar prețuia în primul rând întâlnirea fascinantă cu marea. Și din trăirile acelea extraordinare, pentru că din mansarda hotelului unde locuia vedea din două părți marea, și se va naște cel mai frumos testament literar din literatura noastră, Mai am un singur dor care a fost scris aici, pe care îl va publica în Convorbiri literare în decembrie 1883. Și vreau să atrag atenția ce înseamnă să fii un editor formidabil. Titu Maiorescu terminase de realizat deja primul volum cu poeziile antome ale lui Eminescu. Am din fericire un asemenea volum aici. Să mi-l dați, vă rog frumos, să-l prezentăm camerei, care a fost realizat ca un omagiu adus poetului la centenarul morții sale în 1989, și vreau să semnalez prezența Trudei, unei constanțence care are semnătura în această carte, se numește Georgeta Mitran, care alături de marele cărturar Petru Creția au asigurat realizarea acestei ediții anastatice, așa se numește, pentru că au copiată integral, sigur, și cu grafia epocii, sigur, Maiorescu, că da. Și au adăugat notele necesare pentru limba actuală, în raport cu limba momentului când apare volumul. Și de ce l-admir pe Maiorescu? Pentru că volumul era deja gata în decembrie 83, dovadă e prefața, care e datată decembrie 83. Ea apare cartea în 1884, dar vom găsi aici, Mai am un singur dor, și cu încă trei variante. Deci în carte au fost introdusă poezia ultimă, aceasta a lui Eminescu, în prima ediție a poeziilor sale. Și reamintesc numele prietenei și colegei mele, constanțence, Georgeta Mitran, care are o contribuție la apariția aceasta, fiind editor și redactor de carte la editura Academiei, unde a avut onoarea să lucreze în echipa lui Perpesicius, cel care a realizat ediția integrală, monumentală, sigur, a operei lui Eminescu. Și dacă vorbim tot de contribuții de genul acesta, l-aș aminti pe Eugen Simion, care în calitatea lui de președinte al Academiei Române a reușit să convingă că trebuie împlinit visul lui Constantin Noica, și anume să fie tipărite caietele manuscrise ale lui Eminescu. Și au apărut 25 de volume cu grija editurii Academiei, cu toate manuscrisele eminesciene, care sunt deja degradate, adică sunt în mare pericol să nu mai poată fi citite, sigur că da.
în întâlnirea din anul acesta m-am oprit asupra unui text mai puțin prezent în manuale, în culegeri și în volumele care se mai tipăresc selectiv din opera lui Eminescu. Este vorba de o poezie intitulată Rugăciune. Și este tot meritul lui Titu Maiorescu, care în ediția a șasea acestei cărți din 1892 a inclus poezia aceasta, care e un fragment, o parte dintr-un poem mai amplu, construit în stilul romantic al antitezei, dar surpriza e că titlul e sanscrit, pentru că Eminescu a plecat cu răbdare asupra cărților sfinte indice și a învățat și sanscrită ca să poată citi în original. Sigur, sigur că da. Tat Dvam Asi. Așa se numește poemul, care tradus înseamnă acest viețuitor ești tu. O fată bogată în faeton de gală se plimbă, admirată de mulțime. În mulțimea aceea se află însă și o fată necăjită, o cerșetoare, care nu e băgată în seamă de nimeni. Ambele intră într-o biserică și ascultă rugăciunea pe care o voi prezenta. E foarte scurtă și reacția lor este diferită. Fata bogată, cu ochii în lacrimi și înalță privirea către cer, către Fecioara Maria, căreia este adresată rugăciunea, cealaltă, cerșetoarea, păcătoasa, se prăbușește și lipește fruntea de pământ, dar ambele trăiesc o revelație, adică în lăuntrul lor, în sufletul lor, în conștiința lor, se află ceva special, picătura aceea de dumnezeire, care prin intermediul rugăciunii, într-un spațiu special cum este biserica, cu dangătul clopotelor, cu parfumul tămâii, cu luminile slabe lumânărilor în colțurile, și cu întreaga aură a divinității, toată atmosfera aceea te determină să te desprinzi de material, de concret, și să descoperi în tine ce este mai frumos. Eminescu a pornit în realizarea acestei rugăciuni, deci textul diferă total de restul poemului, care conturează antiteza între condiția socială a celor două personaje feminine, dar pentru ambele și pentru noi toți viețuitorii din titlu este valabilă revelația prin credință. Se trăiește această revelație prin credință. Am avut o asemenea experiență fericită vizitând anul acesta Țara Sfântă și am intrat în bisericile Mântuitorului, în bisericile Maicii Domnului. Care a fost până la urmă starea dumneavoastră după ce ați vizitat acele biserici? Am fost pregătită și anterior, dar e o stare specială pe care ți-o dă energia locurilor și istoria excepțională a acelor pământuri aride în care s-a putut naște și conserva o credință bimilenară din dăruirea unui om cu o simplitate și o frumusețe exterioară extraordinare, dar revelându-se acel înăuntru, cum îi spune Schopenhauer, în lumea ca voință și reprezentare, preluând o filozofie a lui Jacob Boehme referitor la voința fiecărei ființe, că e floare, că e animal, că este om, de a lucra și a se dezvolta lăuntric spiritual și la un moment dat de a exprima în exterior acest interior. Boehme îi spune signatura rerum, cu o sintagmă latinească, adică semnătura lucrului, și eu am tradus-o prin imaginea personală pe care fiecare ființă, exteriorizându-și acest interior, prezintă celorlalți identitatea sa spirituală. Sigur, deci pentru mine procesul revelației e o dinamică, e un proces,
iar rezultatul este această signatura rerum, adică această identitate spirituală pe care o dobândim prin educație, prin cultură, dar mai ales prin credință. Și prin trăirea acelei credințe. Trăirea extraordinară a rugăciunii autentice și a disocierii simplității, care poate da loc unei bogății spirituale extraordinare. Ah. Exemplul lui Iisus este pilduitor și al Fecioarei Maria. Maria. 1989, ați amintit, doamna Văceanu, este ultimul an în care se comemorează centenarul, este un centenar de la moartea lui Eminescu în 89, este fix ultimul an de regim comunist, când până la urmă urmei Eminescu este celebrat ca unul dintre miturile fondatoare ale culturii române, ceea ce nu este deloc fals, da? Este un lucru cât se poate de real și de autentic. Cum vedeți dumneavoastră paralela aceasta? Cum a fost amintită această dată? Cum a fost comemorat în 2014 în raport cu 1989? Centenarul și ultimul an în același timp al regimului comunist, care punea mare pres pe opera lui Eminescu și pe tot ceea ce el a reprezentat pentru cultura română. În acest interval de aproape 24 de ani, imaginea poetului Eminescu a suportat niște modificări în percepția mentalului colectiv, da? Al școlarilor, al criticilor chiar, și s-a încercat chiar o diminuare a valorizării creației eminesciene și a poetului ca personalitate a culturii române. Aș vrea să vă vorbesc un minut despre experiența pe care am avut-o anul acesta. Întâmplător am funcționat un an într-o școală și în dialogul pe care l-am avut eu cu elevii de clasa 8-a, chiar și de clasa 6-a și a 7-a, am sesizat că ei, de fapt, acum își doresc să citească Eminescu, dar mai puțin să-l comenteze, mai puțin să ajungă la profunzimea textelor lui. Poate este și pretențios spus textul să ajungă la profunzimea textelor, da? Pentru că e vârsta școlară de 12, 14, 15 ani. Este un lucru, este un semnal, zic eu, care trebuie să fie văzut de cei care sunt în sistemul educațional la ora actuală. Asta înseamnă că Eminescu trebuie continuat să fie, să se continue studierea lui, să-și păstreze locul în programa școlară, dar în aceeași măsură să se înțeleagă faptul că elevii acum acceptă mai cu ușurință texte specifice contemporaneității lor. Mă refer la textele SF, da. Mă refer la literatura actuală. Un elev chiar mi-a spus, ne place mai mult literatura actuală pentru că este se folosește ușoară, un vocabular pe care vocabular, noi îl înțelegem, da, cu înțeles, multe neologisme. Am înțeles. Deci trebuie să reconsiderăm puțin atitudinea față de Eminescu, să avem în vedere că elevul trebuie să-i cunoască stilul, să știe că este ultimul mare romantic, să știe că poezia română s-a modernizat prin creația lui, chiar să le facă plăcere să memoreze puține versuri, pentru că nici acest lucru nu se mai are în vedere. Deși asta este o dovadă de cultură, e o dovadă că vrei să ai un orizont cultural, o pregătire, să te pregătești pentru etapa actuală, etapa contemporană. De aceea foarte greu am ajuns la textele lui Eminescu decât strict cele pe care le-am avut în manual, deși ei au lectură particulară, au lectură obligatorie. Zic eu că cei care în continuare din Comisia Națională pregătesc programele școlare trebuie să aibă, să reconsidere modalitatea de abordare a poetului Eminescu, care nu trebuie să dispară niciodată. Am înțeles. Este un stâlp al societății până la urmă. Sigur că da. Și unul dintre pilonii acestui fundament cultural, exact, pe care copilul și tânărul ulterior pune la baza culturii sale și la baza educației. Pentru că în fiecare cultură europeană, fie că este cultura franceză, fie că e cultura germană, italiană, engleză, avem
elementele fundamentale, acele mituri fondatoare, bine, ele sunt ceva mai vechi decât ale noastre, dar se face referire la ele și de fiecare dată când au nevoie, de fapt, să ajungă la originea culturii proprii, acelui stat sau acelei națiuni, recurg la modelele pe care noi le identificăm în Eminescu, în Slavici, eu știu, în clasicii literaturii române și ulterior, cei care în secolul 20 guvernează, să spunem așa, cu ghilimele de rigoare, cultura și creația culturală din România. Doamna profesor Duțu, pentru că avem totuși această paralelă pe care o discutam cu doamna Văceanu, cum percepeți astăzi, mă întorc cu această întrebare față de 89, 88, 87, 85, când totuși era pus un preț mai mare pe ceea ce înseamnă literatura, aniversarea, eu știu, unor evenimente, comemorarea altor evenimente, comemorarea unor autori care, din păcate, trecuseră neființă. Contextul și contextul acelei comemorări, da, a fost acuzat Ceaușescu că și-a asumat toate meritele pentru comemorarea lui Eminescu. Important e ce a rămas după această comemorare, și discutând cu prietena mea, spunându-i ce s-a întâmplat la Corbu și întristându-ne că în locul unei relecturi serioase la fiecare secol a unui mare scriitor, așa cum se întâmplă în toate culturile, în toate literaturile, există și denigrator. Colega mea a fost elegantă. Există chiar și denigratori ai personalității, ai operei, a omului. Și concluzia noastră a fost că, dincolo de aceste incidente nefericite, valoarea rămâne valoare. Deci Eminescu va rămâne în conștiința noastră, în măsura în care, așa cum spunea și doamna Văceanu, școala știe să-l recitească pe Eminescu raportat la cerințele contemporane. Sigur că da. Și să îl utilizeze pe Eminescu, dacă mi este îngăduit termenul, pentru că e un termen, să spunem așa, puțin tehnic, pentru reconfigurarea, dacă vreți, acestei valori perene până la urmă urmei în cadrul culturii române, care înseamnă dată opera lui Eminescu. Fiind dimensiunea filozofică, sociologică, jurnalistică, religioasă, culturală, politică a operei uriașe pe care a lăsat-o acest om, care a avut parte de o viață extrem de scurtă și tristă, grea, 39 de ani. Deci, într-un timp foarte scurt, geniul poate realiza capodopere și e remarcabil felul în care atașamentul lui față de valorile culturii populare a generat capodopere, fie că ne referim la un Luceafăr care pornește de la un basm și ajunge un amplu poem filozofic despre condiția poetului, sau Călin File din poveste, în care se valorifică din plin basmul popular, dar și cântece populare pe care el le-a cules, are caiete în care, mergând din sat în sat, a cules culege cultură populară populare în spiritul generos al pașoptismului, dar acolo și-a găsit surse, de la teme, la motive, la limbaj, la metaforă. Sigur că da. Și în felul acesta au fost subliniate valorile inestimabile ale creației noastre populare. Vorbește și George Călinescu, amintește în celebra sa lucrare Viața lui Mihai Eminescu, despre seriile pe care Mihai Eminescu împreună cu Ion Creangă le petreceau la Bojdeca lui Creangă, unde interpretau cântece vechi și populare din, de prin toate comunele, spune, și satele pe unde mergea Eminescu, și cu mare, spune, cu mare nesaș și cu mare poftă le cântau, urlând până târziu în dimineață, în noapte, și indignând toți vecinii de lângă Bojdeca, care, sigur, la manifestarea aceasta de la Corbu, prezența unui cantautor, domnul Băiețică este numele de familie, care a interpretat
atât de aproape de esența rugăciunii lui Eminescu, chiar textul acesta. Foarte frumos, foarte frumos. Pe un cântec din genul folcului. Foarte frumos. Și deci Eminescu este actual, de vreme ce poate inspira, noi nu ne-am pus de și acord. Și tema de folc. A fost o surpriză că le-am dus textul rugăciunii și am început întâlnirea citind cu toții în cor, deci, dar cu voce scăzută rugăciunea lui Eminescu și după ce am terminat de discutat, domnul cantautor a interpretat rugăciunea superb, adică poate să o înregistreze cu toată certitudinea că este o creație remarcabilă. Și presupun că v-a emoționat pe toți cei prezenți? Da, ne-a impresionat absolut momentul foarte mult. Da, sigur că da. Ceea ce a fost important, zic eu, a amintit doamna profesor universitar dr. Duțu Olga, că domnul Aurel Lăzăroiu, președintele Cenaclului, a vrut să înlăture ideea că Eminescu n-ar fi văzut marea, că Eminescu n-ar fi fost la Constanța. Din contră, cu argumente serioase, el a dovedit că Eminescu, de fapt, a fost de două ori la Constanța. Și ca urmare a apărut acel testament literar care este cunoscut în trei variante. Mai am un singur. Sigur, dor. Sigur, de care a vorbit doamna profesoară mai devreme. Da. Și pentru constanțeni aș vrea să se rețină două lucruri. În 1982, în defuncta revistă Tomis, din păcate, Augustin Zenepop, un cercetător foarte serios al manuscriselor eminesciene, a publicat această scrisoare a lui către Veronica, în care visa că vor veni amândoi pe malul mării la Constanța, lucru care, și vor trăi iubirea aceea pe care, da, nu s-a mai întâmplat. Și al doilea, e o invitație pe care o fac constanțenilor, cei care merg la peștera Sfântului Andrei, știu că există acolo un izvor care poartă numele lui Eminescu. Fântâna lui Eminescu. Pentru că Eminescu, ajutat de fratele lui, care i-a trimis un docar, un fel de trăsură rezistentă la drumurile de atunci, poate erau bune și atunci. Sigur. Să ajungă în diversele locuri ale Dobrogei și a ajuns și la peștera Sfântului Andrei. Și în memoria acelui moment, izvorul se numește Eminescu. Izvorul lui Eminescu, da, sau fântâna lui Eminescu pe acele indicatoare. Da. Pentru că am vorbit de cultura populară pe care Eminescu a cules-o din satele moldovenești și din satele bucovinene, de ce nu? Vreau să amintim câteva cuvinte despre tradițiile populare, pentru că mai avem câteva minute, ale sânzienelor sau drăgaică, așa cum este cunoscută sărbătoarea în popor, și facem paralela aceasta de la cultura populară pe care a cules-o Mihai Eminescu și modul în care în mentalul acesta colectiv această sărbătoare este extrem de importantă, e un ritual, marchează solstițiul de vară. Sigur că da, când știm foarte bine că nu se spală în casă, gospodinele gătesc înainte cu ceva vreme și toată lumea merge la rugăciune, la biserică, vorbeați de această stare a trăirii creștine, și a trăirii divine. Rostim și rugăciune. Sigur că da, și rostim această rugăciune la final. Da. Să vorbim puțin și de cultura aceasta a sânzenelor, doamna Voceanu. Știu că v-ați ocupat mai mult de această dimensiune a culturii populare. Am încercat într-o oarecare măsură să înțeleg ce se întâmplă cu această sărbătoare populară, închinată de fapt coacerii foldelor, care are loc peste câteva zile, e vorba de 24 iunie. Cunoscute în popor și sânzienele. Drăgaica, termenul de drăgaică este de origină slavă, de la drag, și este cunoscut mai ales în partea de sud, de exemplu în Muntenia, în Banat, în Sigur. În Dobrogea, iar termenul de sânziene este cunoscut mai mult în Ardeal și în Moldova. Este vorba despre acest sărbătoare care coincide cu ziua nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Cu această ocazie se țineau bâlciuri în anumite orașe, mai cunoscute sunt cele de pe la Buzău, de la Mizil. Da, din zonele neauși românești. Da, exact. Și practic se spune că drăgaica s-a născut pe 9 martie în echinocțul de primăvară și a crescut până a ajuns în 24 iunie, ziua solstițiului de vară, după calendarul gregorian.
În obiceiurile, credințele și folclorul românesc, Drăgaica păstrează amintirea marei zeițe neolitice, divinitate lunară, echinocțială și agrară, identificată cu Diana și cu Iuno la romani. Hera și Artemis în panteonul grec. Ea ar umbla pe pământ sau ar pluti în ziua solstițiului de vară, s-ar desfăta cântând și dansând împreună cu alaiul său nupțial, format din zâne fecioare și pete frumoase, peste câmpuri și păduri. În cetele din sudul Munteniei, fata care joacă rolul divinității este îmbrăcată în mireasă, cu rochea albă și cu nună împletită din flori de sânziene, care sunt niște flori galbene, aurii, plăcut mirositoare, se spune chiar că au mirosul mierii. În timpul ceremonialului, Drăgaica bagă bob, se spune, spicului de grâu, împarte rod semănăturilor și femeilor, înmulțește păsările și animalele, stropește cu rouă și cu miros plantele de leac, vindecă bolile și suferințele oamenilor, în special pe copii, apără holdele de grindină de furtuni și vijelii, dar dacă ei se nesocotește ziua, stârnește vijelii, vârtejuri, aduce grindină și îmbolnăvește pe oameni. Aici ne referim la celebrele, eu știu, evenimente din istoria aceasta orală a satelor, în care mulți își aduc aminte de nesocotirea, de experiențele nesocotirii acestei sărbători și, bineînțeles, de faptele rele care s-au întâmplat acelor familii. Da, de care dumneavoastră există obiceiul, deci, ca în ziua de Drăgaică să se facă acele buchețele. Eu am văzut și că se mai păstrează încă obiceiul în zona Bistriței. Sunt aruncate buchete pe casă, la poartă și la fereastră. Scopul și al întâlnirii fetelor în dansul Drăgaica este, și al tinerilor, este mai mult de a se cunoaște pentru o viitoare căsătorie. Sigur că există multe obiceiuri. În ziua respectivă nu se preocupă nimeni, nu se scaldă nimeni. Da. Există un alt obicei, se spune că bătrânele merg să culeagă roa pe care o oferă fetelor tinere. Apoi vreau să amintesc un lucru foarte important despre acest obicei, despre această tradiție a drăgaicei sau a sânzienelor. Vorbește și Dimitrie Cantemir în descrierea Moldovei. Iată ce spune el în descrierea Moldovei: prin drăgaică o înțeleg pe Ceres. Fetele țăranilor se adună și o aleg pe cea mai frumoasă, pe care o numesc drăgaică. O petrec pe ogoare cu mare alai, o gotesc cu cunună și cu multe năframe colorate. Trece prin sate cântând și jucând. Da. În Maramureș, în zona Borșei, copiii flăcăii bărbați aprind torțe în noaptea de sânziene. Și iată ce spun ei: du-te soare, vină lună, sânzienele în bună, să le crească floarea floare, galbenă mirositoare, fetele să o adune, să le așeze în cunune. Foarte frumos. Și aș vrea, dacă îmi permiteți, să citesc textul unui astfel de cântec pe care îl interpretează tinerele fete în hora sânzienelor. Hai, drăgaică, să sădim, să sădim, să răsădim, că știm iarna ce pățim, că a venit iarna bogată, cu drăgaica scuturată, cu drăgaica scuturată, și au venit drăgaicilii să reteze spicilii. Spicilii sunt măricele, drăgaicilii frumușele, se retează cu plăcere, că sunt tare multicele. Grâul spic ca vrabia și paiul ca trestia, cu tichii de la copii, cu mărgele de la fete, cu cercei de la neveste. Hai, drăgaică, să sădim, să sădim, să răsădim, că știm iarna ce pățim. Interesant este că odată cu drăgaica și cucul încetează să mai cânte. El începe să cânte pe 25 martie de blagoviștenie, iar odată de bună vestire. Cu bună vestire, sigur. Încetează să cânte. Mai avem două minute, mi se spune, în cască, să rostim și rugăciunea aceasta cu care trebuia să încheiem emisiunea. Și aici, deopotrivă, vreau să vă mulțumesc pentru că ați reușit să rupeți din timp, iată cum vă spuneam și la începutul emisiunii, tocmai pentru a aduce în discuție și pe Eminescu, al comemora și noi aici la Litoral TV, în această agoră culturală pe care încearcă de fapt să o prezinte telespectatorilor emisiunea Mozaic Etnic, dar să aducem aminte și de sărbătoarea aceasta deosebită, o zi până la urmă de praznic în calendarul și în ritualul creștin-ortodox. Vă rog, doamna Duțu. Rugăciune. Crăiasă alegându-te, îngenunchem rugându-te,
Înalță-ne, ne mântuie din valul ce ne bântuie. Fii scut de întărire și zid de mântuire. Privirea ți-a dorată asupra ne coboară. O, Maică prea curată și pururea Fecioară Marie! Noi, ce din mila Sfântului umbră facem pământului, rugăm-ne îndurărilor, luceafărului mărilor, ascultă noastre plângeri, Regina peste îngeri, din neguri te arată lumină dulce, clară, o Maică prea curată și pururea Fecioară Marie. Foarte frumos, mulțumim pentru această rugăciune spusă pentru noi toți. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio și sper să ne revedem cât de curând cu alte teme despre cultura aceasta majoritară în raport și, bineînțeles, în influență cu restul culturilor care trăiesc în Dobrogea. O seară deosebită vă doresc și mulțumesc încă o dată. Mulțumim și noi. Doamnelor, domnilor, aici a final emisiunea de astăzi, Mozaic Etnic, a fost un subiect interesant, pentru că interesant este și cultura română. Eu sunt Enache Tușa, noi ne revedem mâine seară, începând cu 18:30, când voi fi gazda dumneavoastră la emisiunea Interviuri Regionale. Până atunci vă las în compania emisiunilor de la Litoral TV și rămâneți alături de noi. Pe curând!